Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi suntem în 3 iunie și vă prezint situația cu roșiile plantate afară. Data trecută vă povesteam faptul că sunt un pic cam preocupată de vârfuri, sunt cam îngălbenite așa și nu știu care ar putea fi cauza. Cineva spunea că e posibil să fie pur și simplu mai deschise la culoare pentru că sunt în creștere. Sau dacă nu, ar putea fi cauza pH-ul să fie prea ridicat din cauza faptului că am adăugat cenușă. Și acum eu am de gând să refac testul pH-ului. Am făcut înainte de plantare, era un 7 spre 8, deci nu foarte alcalin, ca să zic așa. Și acum am de gând să refac testul, să vedem dacă nu cumva așa este, dacă e pH-ul prea ridicat, va trebui să fac în așa fel încât să-l mai scad, pentru că roșiile totuși preferă un pH ușor acid sau dacă nu neutru să fie, nu nici de cum alcalin. Eu acum trec așa în mare ca să vă arăt cum se prezintă la ora actuală. Reamintesc faptul că am fertilizat cu drojdie la început, apoi am dat după 2 săptămâni aproape, am dat cu maceratul de urzică și în urmă cu câteva zile am dat cu laptele. Am stropit preventiv pentru mană cu lapte, iar acum să vedem care este situația aici cu pH-ul, dacă nu cumva e prea ridicat. Deci sunt, vârfurile sunt cam galbene. Spre exemplu aici planta asta mi se pare cea mai afectată, e inimă de bou tot rândul, întotdeauna au fost probleme cu inimă de bou în ultimii 3 ani. Până acum 3 ani nu am avut probleme cu acest soi, s-au dezvoltat foarte frumos, dar de 3 ani încoace inimă de bou nu mai merge, nu știu. Și putem observa aici că e mult mai galben în vârf. Și acum o să iau eu câteva mostre de pământ de aici și voi face analiza solului în două feluri. Voi folosi oțetul, voi face analiza cea băbească, ca să zic așa, și voi mai folosi metoda cu cărtia de turnesol. O să mă duc în seră, îmi iau mostrele, mă duc în seră și fac în seră pentru că bate vântul rău și oricum nu cred că se înțelege prea bine, deci calitatea sunetului o să fie foarte slabă.